am ascultat ceea ce spunea fratele Cornel și vreau să încep cu câteva versuri într-o poezie și spune cuvântul Domnului, spune poetul cântării prin însuflatul Duhului Sfânt, spune poetul, creștinii noștri din vechime mergea pe sub pământ, țideau altare și pe furiș în somn de noapte mergeau cu toți în aghinare. Astau locașurile sfinte pe năsâmi strălucitoare, dar câți creștini le calcă pragul în zilele de sărbătoare. Și asta și măgânitate are adevărata, spunea poezul cântării, câți creștini le calcă pragul în zilele de sărbătoare. Așa este. Nu le mai calcă pragul. Sunt locașuri frumoase în zilele de astăzi, locașuri plăcute ochilor, dar oamenii nu le mai calcă pragul. Nu îi mai interesează. Și Domnul să ne binecuvânteze pe noi, cei din locul acesta, să ne intereseze, să ne pasioneze de Cuvântul lui Dumnezeu, de întâlnirea, de dragostea frățească. Și Domnul să ne binecuvânteze, amintea fratele Cornel, în viața aceasta, de Haman. Omul acesta, vă dați seama, făcea multe lucruri în ascuns, în siguranța lui, până acolo că într-o zi se piardă poporul iudeu. Dar Domnul să ne viteze să nu facem lucruri nenascuns, pentru că odată și odată o să iasă la iveală. Odată și odată Dumnezeu să le scoată la iveală și Domnul să ne binecuvinteze. Oamenii cad în extremul acesta a mântriei. Dar noi să spunem, Doamne, ajută-ne să fim oamenii Tăi, oamenii lui Dumnezeu. Să fim oamenii doritori după Tine, oamenii doritori să căutăm, să fim pasionați de Tine, să fim pasionați de Domnul nostru Iisus, pentru că și El și-a dat viața pentru noi. Să putem spune, Doamne, vino Iisuse mai degrabă. Am cântat cântarea aceasta, în dimineața aceasta, suntem gata ca să ne jertfim. Dar suntem noi gata să ne jertfim pentru Dumnezeu? Sau mai avem multe lucruri, multe probleme și multe lucruri de rezolvat? Dar pe paginile Sfântului Scripturii, Apostolul Pavel către Filipeni spune, omul acesta, omul lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Uitați ce spune omul acesta, omul lui Dumnezeu, pentru el. Pentru el. Oare pentru noi ce este? Ce este pentru noi? Și să bine să ne gândim și să spunem, Doamne, ajută-ne. Dacă nu suntem gata să ne jertfim pentru Tine, dacă nu suntem gata să ne dăruim pentru Tine, ajută-ne. Ajută-ne. Dă-ne puterea aceasta. Poate suntem slabi. Și de multe ori în vremea aceasta suntem slabi. Nu mai avem putere. Pentru că vrăjmașul, cum am gândit, de multe ori ne fură puterea. Ne ia putere și nu mai avem putere în rugăciune, nu mai avem putere să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ne tulburăm, poate de un cuvânt care ne spune fratele, ne amărâm, nu mai avem putere. Dar în dimineața aceasta dorim din toată inima să cerem putere din partea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dă-ne putere să putem să primim cuvântul tot cel sfânt. Pentru că în vremea aceasta multă sămânță se seamănă, dar de multe ori nu lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne modeleze, să ne prelucreze, să aducem rod, să aducem folos înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne mântuieze. Și spune Apostolul așa de frumos, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Uitați, nu știa ce trebuie să aleagă. Nu știu, pentru că pentru el era un câștig să moară. Dar pe cealaltă parte era un câștig să rămână pentru cei care trebuia să rămână pentru ei. Uitați cum spune cuvântul Dumnezeu. Hristos sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai degrabă, mai de trebuință să rămân în trup. Da. Pentru cei de locul acela era mai de trebuință să rămân în trup. Omul acesta, omul lui Dumnezeu, era gata să pleacă, să plece în orice moment. Oare noi suntem gata? Oare noi suntem gata sau mai avem multe probleme de rezolvat? Multe probleme de rezolvat și Domnul dimineața aceasta ne spune, vino la mine. Vino la mine așa cum ești, trudit, împovărat, cu probleme, cu greutăți. Domnul în viața aceasta ne așteaptă să venim la El. Ne așteaptă să venim la El, să ne predăm, să ne dăruim lui Dumnezeu. Să ne dăruim lui Dumnezeu, pentru că este foarte important să fim gata
înaintea lui Dumnezeu. Noi nu știm vremea, nu știm ceasul când Domnul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerului să-și ia mireasa și atunci noi trebuie să fim gata, așa ca cele cinci fecioare înțelepte care a zis ulei, să fim gata și să ne ajute bunul Dumnezeu și să spunem, Doamne, ajută-ne, Doamne, ajută-ne. Omul acesta lui Dumnezeu avea dorința aceasta, avea bucuria aceasta să vadă adunările, să vadă frații că trăiesc într-o dragoste, într-o părtășie, într-o bucurie și spune cuvântul Domnului, faceți-i bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet, un gând. Și noi să ne ajute bunul Dumnezeu să avem același lucru, o simțire, un gând pentru Dumnezeu. Domnul să ne zice, dacă avem gânduri, mai avem gânduri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, în inima noastră, în gândul nostru, să spunem, Doamne, ajută-ne! Ajută-ne și îndepărtează-le din mintea noastră, din gândirea noastră și amin. Domnul să ne binecuvânteze. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus, mai presus de el însuși. Domnul să ne binecuvânteze. Să nu faceți nimic dintr-un gând de slavă sau dintr-o părere de noastră și să avem gândul acesta după Domnul nostru Iisus Hristos, după Dumnezeu nostru. Și în Coloseni vreau să mai am câteva gânduri și dorim de la dimineața aceasta să lăsăm timp lui fratele Cornel, Domnul să-l binecuvinteze, Dumnezeu să-l întărească. Și spune cuvântul Domnului, astfel dar ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de bunătate, îndurare, cu smerenie, cu blândețe, cu delungă răbdare. Domnul să ne binecuvânteze, să ne îmbrăcăm, să ne împodobească Dumnezeu cu lucrurile acestea. De multe ori lipsește lucrurile acestea, dar Dumnezeu să ne îmbrace cu lucrurile acestea și să spunem, Doamne, îmbracă-ne, Doamne, dă-ne putere să am dragoste, dă-ne putere să fiu smerit, să mă smeresc de multe ori. De multe ori nu știm să ne smerim, de multe ori nu știm să ne plecăm, dar Domnul Dumnezeu în dimineața aceasta ne va să avem o inimă plină de îndurare pentru cei care sunt în jurul nostru. Să avem o inimă de îndurare, să avem o inimă să acceptăm, să acceptăm pe oamenii slabi, ca Dumnezeu să-i prelucreze, ca Dumnezeu să ne dea gândire, să ne dea un cuvânt pentru ei, Dumnezeu să ne dea lumină, pentru că sunt mulți oameni care sunt slabi și noi trebuie să-i acceptăm, noi trebuie să-i primim, noi trebuie să-i învățăm, să-i sfătuim și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Spune Cuvântul Domnului, îngăduiți-vă unii de alții și astfel, dacă are unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-am iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Poate de multe ori noi nu mai putem ierta, nu mai putem îngădui, nu ne mai putem aștepta și Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute bunul Dumnezeu, să ne iubim unii pe alții, pentru că așa este, cea mai mare este dragoste, să avem dragoste unii pentru alții. Să avem dragoste unii pentru alții, pentru că și Domnul nostru Iisus Hristos a avut dragoste pentru noi, s-a jertfit pentru noi, a murit, a pătimit pentru noi și Domnul să ne binecuvânteze să avem dragoste unii pentru alții, că când vom avea dragoste unii pentru alții, atunci Dumnezeu își proslăvește numele de slavă. Dumnezeu își arată dragostea față de fiecare și Domnul să ne binecuvânteze, dar mai presus de toate aceste îmbrăcați-vă cu dragoste, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, dragostea care este legătura desăvârșirii. Domnul să ne binecuvânteze să avem dragoste aceasta, pentru că dacă vom avea dragoste, totul va decurge de la sine. Spune că toate lucrurile se vor sfârși, dar dragostea aceasta va rămâne. Și Domnul să ne binecuvânteze. Pacea lui Hristos, așa spune Apostolul, pacea lui Iisus Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți recunoscători. Domnul să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne întărească. Dacă nu aveam pace, Dumnezeu să ne dea dimineața aceasta. Sunt multe familii care nu mai au pace în casele lor. Dar Dumnezeu este Cel care poate să dea pacea. Dumnezeu este Cel care poate să dea, redea iarăși bucuria. Poate sunt familii care nu mai este bucurie, nu mai este pace. Dumnezeu este Cel care poate să dea pace. Dacă stăm lângă Dumnezeu și dacă ne rugăm, Doamne, dă pace. Doamne, lasă îndurare. Doamne, lasă binecuvântare. Și Domnul este Cel care Dumnezeu lasă. Dumnezeu lasă. Și spune mai departe cuvântul Domnului și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta să faceți totul în numele Domnului nostru Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i glorificăm pentru că se merită în dimineața aceasta și într-o vreme ca aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu pe noi. Mulți nu mai nu-i mulțumesc lui Dumnezeu. Mulți nu mai revin înapoi, înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumească pentru binecuvântările care Dumnezeu le-a binecuvântat. Sunt oameni binecuvântați de Domnul
Și Dumnezeu când îi binecuvântează, omul uită de Dumnezeu numai atunci când trece din nou prin încercare, atunci își aduce aminte iarăși de Dumnezeu. Și iarăși vine înainte de Dumnezeu și spune, Doamne, întărește-mă, Doamne, binecuvântează-mă, Doamne, lasă pace. Dar Dumnezeu lasă pace, Dumnezeu lasă binecuvântare. Dar omul uită, uită și atunci Dumnezeu îl așteaptă. Dumnezeu bate, așa cum spune un vers dintr-o poezie, Domnul bate la ușile încuiate. Dumnezeu bate, Domnul Iisus bate și așteaptă mereu să deschide ușa ca Dumnezeu să revină din nou cu binecuvântări, Dumnezeu să revină din nou cu îndurarea Lui, dar omul nu-i deschide inima, nu-i deschide ușa și Domnul să ne vedeze să deschidem inima, să ne deschidem ușa înaintea Lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care ne deschide inima și lăsăm ca Dumnezeu să se pătrundă în inima noastră, El este Cel care are binecuvântări mari pentru noi, are durare pentru oamenii noastre, are Dumnezeu în vedere să lucreze în mod deosebit, are planuri mari pentru noi, Dumnezeu, dar depinde de noi, depinde de noi cum ne lăsăm sub călăuza Lui Dumnezeu, cum ne lăsăm, cum lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră, pentru că Duhul Lui Dumnezeu ne științează, Duhul Lui Dumnezeu ne avertizează de multe ori când facem lucruri care nu trebuie să le facem, ne avertizează și ne științează, dar noi nu luăm seama. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să luăm seama când Dumnezeu ne vorbește și să spune, Doamne, sunt gata să fiu la dispoziția Ta, sunt gata să ascult tot ceea ce mă înveți și zic ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.